ascultat cu toții Evanghelia de astăzi, care ne relatează despre două persoane. Două persoane care, de fapt, au fost atunci, există și astăzi în fiecare dintre noi. Atât vameșul păgătos care se căiește, cât și fariseul fățarnic care se îndulcește cu ideea că a fost politic corect. De fapt, ce stă la baza vieții duhovnicești, ca să spunem așa, din ceea ce vedem în Evanghelia de astăzi, observăm pe de o parte este căința unui om, pe de altă parte este mândria uneia de a fi corect, pe de altă parte este rugăciunea la Dumnezeu și relația omului cu Dumnezeu și de aici merg toate celelalte. Atât ca și neam, ca și popor, dar cât fiecare individual, trăim aceste momente și le-am trăit ca omenire de-a lungul istoriei. Am văzut în Vechiul Testament cum poporul evreu, când s-a depărtat de Dumnezeu, a luat-o pe căi greșite și a ajuns în rătăciri mari, a ajuns să fie subjugat de alte popoare. Ne amintim, cei care au văzut și au citit Vechiul Testament, cum la un moment dat se relatează acel moment tragic din istoria poporului evreu care a ajuns în robia lui Faraon. Dar care atunci când a revenit înapoi la credința în Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu, a fost eliberat din această robie. Astfel de exemple găsim atât în Vechiul Testament, cât și în istoria noastră, de la Hristos până astăzi. Un exemplu este cel al perioadei din secolul trecut. Când poporul a fost sub regimul unui imperiu ateist, anticreștin, care se numea comunism. Acesta a fost și în țara noastră, în România, a fost și în Rusia și a fost și în alte țări. E o diferență totuși. Rușii și-au canonizat sfinții din perioada comunistă și astăzi Dumnezeu îi apără. Noi nu ne-am canonizat și astăzi Dumnezeu ne lasă sub influența unui alt imperiu și mai rău, și mai ateist, progresist, care luptă împotriva învățăturii lui Dumnezeu și a bisericii însăși. Vedem cu toții acest curent antibiserică, vedem cu toți acest curent care duce educația copiilor noștri spre pornografie, spre homosexualitate, spre tot ce este ezoteric, politeism, păgânism și așa mai departe. Iată, dar un aspect al relației dintre om ca popor și Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și în plan individual. Când noi ca persoane, ca și cetățeni, ne rupem de Dumnezeu datorită viciilor noastre, datorită poftelor noastre, datorită neputințelor și a slăbiciilor noastre, dar ne întrebăm, oare ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu viața noastră? Precis că altui de vină. Cineva ne-a făcut vrej. De-aia ne merge nouă rău. Nu noi că ne-am depărtat de Dumnezeu, ci cineva altul, străin, ăla-i de vină. Iată, în felul acesta nu facem altceva decât să ne amăgim și să trăim în continuare într-o înșelare și într-un păcat, fără să ne dăm seama că, de fapt, noi suntem rupți de Dumnezeu și ne înșelăm pe noi înșine crezând că e bine așa, așa cum făcea fariseul din pilda de astăzi. Da, Doamne, eu ți-am postit de nu știu câte ori pe zi, pe săptămână, ți-am făcut nu știu câte mătănii și închinăciuni, ți-am făcut câte și câte, dar eu practic trăiesc cu impresia că îs aproape de tine.
Și iată, această păcălare ne duce pe toți. Și atunci ajungem unii dintre noi să mergem la biserică și facem nu știu câte acatiste, închinăciuni, mătănii și ce mai facem noi, ca Dumnezeu să ne dea nouă ceva în schimb. Să ne dea un salar mai bun, să ne dea o mașină mai faină, să ne dea, cine știe, un loc de muncă mai ușor, unde nu trebuie să depunem atâta efort, să ne dea câte mai vrem noi. Dar dacă cu scopul ăsta ne rugăm, dacă cu scopul acesta ne căim, cu siguranță supărăm pe Dumnezeu și nu, nici de cum nu-i facem o bucurie. Dumnezeu nu cere de la noi să postim, să ne rugăm în schimb la ceva. Dumnezeu ne cere să facem toate acestea din dragoste pentru El, nu ca să obținem ceva în schimb. Și dacă o facem din dragoste pentru El, vom avea niște lăuntrică de care aveam nevoie. Dacă nu, și o facem cu scopul de a primi ceva în schimb, atunci vom trăi într-o înșelare și o să ne gândim de ce ne merge și mai rău decât înainte. Pentru că noi nu L-am mulțumit pe Dumnezeu, ci chiar din contră, L-am mâniat și mai tare. Și atunci ajungem unii dintre noi să ne răzvrătim. Am făcut atâtea acatiste, m-am pus în genunchi de atâtea ori, am făcut nu știu câte slujbe la biserică, am făcut cu tare și cu tare. Și Dumnezeu tot nu mi-a dat ce am cerut. Și nici nu o să ne dea. Dacă așa gândim și asta e mentalitatea noastră, cu siguranță nu o să ne dea. Dumnezeu spune așa, El are nevoie de la noi, de ce? De dragoste, da? Are nevoie de la noi să împlinim poruncile Lui. Și restul vieții noastre să o lăsăm în mâinile Lui și are grijă de noi de fiecare. Cu siguranță, Dumnezeu știe mai bine ca noi ce avem nevoie. Dar dacă noi îi cerem și îl forțăm, îl ispitim, fac nu știu câte slujbe să fie așa, gata, Doamne, de mâine încolo vine părintele cu bagheta magică și face minunea. Nu, așa ceva găsim doar în desene animate sau în filmele acestea de științifico-fantastic. Dar niciodată în relația omului cu Dumnezeu nu o să găsim așa ceva. Cine crede așa ceva este în înșelare. Există însă și oameni care sunt sinceri în căința lor. Chiar dacă ne uităm în jurul nostru, vedem atâția oameni cu sufletele goale și ne întrebăm de ce. Vedem atâția oameni care își caută să-și umple inima cu ceva. Altul face sport, altul face muzică, altul face ceva acolo, alpinist, se urcă pe munți, face ceva acolo ca să-și umple o bucurie, să-și facă o bucurie. Aceste bucurii se sfârșește în momentul în care le-am încheiat. Când nu mai ascult muzică, s-a terminat bucuria. Când nu mai fac sportul, s-a terminat bucuria. Când nu mai urc pe munte, s-a terminat bucuria. Acestea sunt bucurii pământești, trecătoare de moment. Dar există acea bucurie veșnică pe care ne-o dă Hristos în momentul în care noi suntem uniți în Duh cu El. Și această bucurie trebuie să o căutăm și această stare sufletească, duhovnicească, noi trebuie să o căutăm pentru a putea să supraviețuim în condițiile lumii și a vieții de astăzi, când toată lumea e debusolată, toată lumea e dezorientată, nimeni nu mai știe încotro să o apuce, atât la nivel mondial, cât și la nivel național, cât și la nivel individual, în sate, în orașe, în firme, în instituții, dar și la noi acasă. Iar dacă... De ce? Pentru că acolo lipsește Dumnezeu, unde se întâmplă așa ceva. Iar în casele, în comunitățile unde există Dumnezeu și unde omul duce o viață duhovnicească bună, curată, unde omul duce o viață duhovnicească unită în adevăratul sens cu Hristos, acolo există și pacea și liniștea. Și să știți că există astfel de familii, cunosc astfel de familii. Și asta dovedește că nu e imposibil. Dar trebuie să știm cum să-L găsim pe Dumnezeu. Că dacă nu-L găsim cum trebuie, cu siguranță nici noi nu aveam această legătură sinceră și corectă cu Dumnezeu. Se pune problema căinței, da? A pocăinței noastre interioare. Bine, a te pocăi nu înseamnă să te rupi de biserică și să mergi la nu știu care secte și diviziuni din acestea rupte din Biserica lui Hristos, care se numesc și ele într-un fel sau altul creștine sau necreștine. Nu. Dumnezeu, când se referă la căință și când ne învață despre căință în Biblie, ne învață
despre această stare interioară sufletească a omului, în care noi să ne regretăm greșelile noastre față de Dumnezeu și să regretăm din convingerea noastră, nu formal, de ochii lumii sau de ochii popii sau de ochii nu știu cui. Deci din interiorul nostru, din convingerea noastră, să regretăm anumite greșeli care le-am făcut. De ce? Pe de o parte și pentru că l-am supărat pe Dumnezeu, dar nu atât de mult, pentru că Dumnezeu ne înțelege neputințele și ne iartă și ne îngăduie, ci în primul rând pentru a ne păstra nouă un echilibru moral, spiritual, sufletesc în viața noastră. Și când avem acest echilibru sufletesc, normal că ne rezistăm mai ușor la toate atacurile care ni le oferă societatea în duh. Mă refer la atacurile în duh ca informație, ca și nivel de, ca și gândire, ca și mod de viață și ca și tot. Și atunci când vom avea acest echilibru interior, vom reuși să trecem peste toate. Dar acest echilibru interior nu putem să îl avem atâta timp cât noi ne raportăm greșit la Dumnezeu, atâta timp cât noi nu suntem sinceri cu noi înșine. Venim la biserică, cum am spus și mai înainte, ne rugăm, Doamne, dăm serviciu mai bun, dăm salariu mai mare, dăm un loc de muncă unde să nu fac atâta efort, dar foarte rar sunt aceia care vin la biserică și spun, Doamne, ajută-mă să-mi iubesc aproapele. Doamne, ajută-mă să am puterea să iert. Doamne, ajută-mă să am puterea să nu judec pe aproapele meu, să nu-i dau verdicte și sentințe la aproapele meu. Doamne, ajută-mă să nu greșesc față de colegul, față de colega, să nu greșesc față de prieteni și vecini și toate celelalte. Ei, ajută-mă, Doamne, să mă apropiu mai mult de Tine. Acestea sunt, într-adevăr, adevăratele rugăciuni. Acestea sunt rugăciunile pe care le-a făcut Vameșul de astăzi, care a venit și a spus, Doamne, știu că am greșit, dar iartă-mă, sunt așa cum sunt, iartă-mă. Și Dumnezeu l-a iertat. Iar acest fariseu care... Fariseu, să vă explic ce este fariseu. Fariseu era o sectă pe vremea Mântuitorului, acei care se considerau foarte drepți, foarte, foarte corecți, că ei au făcut totul bine la punct. Întâlnim și astăzi astfel de secte, nu asta vreau să scot în evidență, ci fiecare cu mentalitatea și cu trăirea lui. Unul a fost primit de Dumnezeu, rugăciunea lui a fost primită, rugăciunea celuilalt nu a fost primită. Și am să vă dau un exemplu din Pateric. În Pateric este o povestioară cu un ava îmbunătățit. Cineva îl vede plângând și spune, de ce plângi, ava? Uite, a murit un pusnic undeva. Și ce s-a întâmplat cu el? Păi, uite-te, l-au luat îngerii răi și l-au dus. Păi cum, da? Atâta s-au rugat și atâta au fost el de perfect în toată asta. Nu lipsea o metanie din canonul lui, nu-i lipsea nimic. Da, dar vezi, i-a judecat pe cei care n-au făcut. Și Dumnezeu l-a lăsat să fie judecat la rândul lui de alții. Ei, la un moment dat, Ava, într-o altă zi, se bucură și le întreabă cei de lângă el, de ce te bucuri, Ava? Păi uite, a murit un păcătos acolo la marginea șanțului. Și te bucuri că a murit? Da, pentru că sufletul lui a fost luat în cer de către îngeri. Păi de ce? Ăla n-a făcut rău la nimeni, n-a judecat pe nimeni, n-a blasfemiat pe nimeni, n-a bârfit, n-a făcut cu tare, cu tare. Ăla și-a văzut treaba lui și-a plâns păcatele și-a recunoscut că e un om păcătos și Dumnezeu l-a iertat și l-a dus cu îngeri în cer. Iată, dar aceste pilde pe care le găsim și pe care le vedem la Sfinții Părinți sunt actuale, pentru că învățătura lui Hristos este mereu actuală. Așa spune în Sfânta Scriptură, Hristos a fost, este și va fi mereu același. Indiferent când încearcă alții să-L schimbe, că se face așa, că altceva, că venim cu tehnologii noi, dar nu avem nimic, tehnologia e tehnologie, credința e credință. Deci sunt lucruri total distincte una pe alta. Dar atâta timp cât noi, sub numele modernității, schimbăm învățătura lui Hristos, nu facem altceva decât să ne înșelăm pe noi înșine. Dacă sub numele modernității începem
să spunem că știi că ar fi bine să fim mai toleranți sau mai intoleranți cu unii sau cu alții, în funcție de cum e curentul politic. Nu, atunci cu siguranță suntem într-o greșeală. Mai ales acum vedem că vine cu curentul acesta politic din apus cu ecumenismul și cu toate astea, acum trebuie să fim ecumeniști. Ei, dacă se schimbă curentul politic și vine alt curent politic, ni se cere să fim mai exigenți sau cine știe cum, în funcție de cine ce interese au. Nu, noi trebuie să ne vedem de credința noastră așa cum este, indiferent de curentele politice care sunt, indiferent de cine încearcă să ne învețe pe noi altceva decât ne-au învățat Sfinții Părinți, Apostolii care au fost ucenicii lui Hristos și așa mai departe. Bineînțeles că atât Apostolii cât și Sfinții Părinți ne învață tot din învățătura lui Hristos, nu din învățătura lor personală. Pentru că vin unii și alții și ne spun, păi, ce rost are să asculte ce au spus Apostolii, că doar și ei au fost tot oameni. Da, au fost tot oameni, dar pe lângă faptul că au fost oameni, au mai avut ceva. L-au avut pe Hristos, ei și-au avut girul lui Hristos, chiar dacă unul dintre ei a trădat. Acela rămâne ca exemplu negativ și, bineînțeles, a fost exclus. Când ne ferim la apostoli și la învățătura bisericii, ne ferim în totalitatea lor, în totalitatea învățăturii. De aceea, Hristos le spune la apostoli, câte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Câte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Deci iată că nu sunt niște oameni care au făcut după mintea lor și după capul lor, ci Dumnezeu le dă această putere de a administra, de a gestiona învățătura lui Dumnezeu pe pământ. Le dă această putere de a gestiona și administra păcatele oamenilor, că le spune de 70 de ori, câte 7 să iertați păcatele lor, le spune la apostoli, după ce îi trimite la propovăduit Evanghelia și la a îndrepta pe oameni către credința în Hristos. De aceea spun, și bineînțeles, așa s-a instituit și taina spovedaniei, în care omul a căinței, în care omul, cu poverile lui care le are și care le-a avut și care le va avea, întotdeauna vine să se încerce o nouă relație cu Dumnezeu. Pentru că după fiecare cădere simțim nevoia să avem o nouă relație cu Dumnezeu, dacă suntem sinceri în credința noastră și în ceea ce trăim, în ceea ce facem. Dacă nu suntem sinceri, vom continua ca și fariseu și vom fi cei drepți politic corect și vom merge înainte pe ideea noastră. Problema e că unii consideră păcatul ca o stare de normalitate. De ce? Pentru că acum ni se induce prin mass media, prin internet, prin toate rețelele astea de socializare, ni se introduce ideea că e normal să iubești bărbat cu bărbat, nu? Dar de ce nu? Deși în fața lui Dumnezeu aceasta este o anormalitate. Dar ni se induce această idee. E normal să desfrânezi, pentru că așa e la modă. E normal să faci o grămadă de lucruri rele pentru că așa e la modă, că dacă și altul face, eu de ce să nu fac? Și uite așa cum începem să ne înșelăm și să ne schimbăm mentalitatea de la o gândire duhovnicească la o gândire demonică. Pentru că asta gândire nu este o gândire sănătoasă, este o gândire demonică. Chiar dacă este mult mediatizată și mult promovată, cu atât mai mult, gândindu-ne cine o promovează, tot niște ființe cu mentalitate demonică. Și atunci, normal că omul săracul mai greu conștientizează. Dar la un moment dat al vieții, apare acea stare lăuntrică a goliciunii sufletești. Apare acea stare lăuntrică a omului care caută ceva. Caută ceva pentru sufletul lui, că s-a săturat de atâta o viață artificială și o viață dusă după niște standarde făcute de alții. O să ni se spună probabil că dacă și biserica are standardele ei, nu sunt niște standarde ale bisericii, ci biserica ne arată un mod de viață pe care tu dacă vrei să-l duci, îl duci, dacă nu te obligă. Biserica îți arată acest mod de viață pentru ca tu să poți rezista să trăiești în echilibru. Dacă vrei să trăiești în echilibru, bine, dacă nu, problema fiecăruia în parte. Dar acest mod de viață, noi ne-l alegem fiecare. Dar uneori simțim nevoia să ne-l alegem. V-aș recomanda
cei care aveți posibilitatea să vedeți pe internet, este un film foarte frumos. Aș putea să zic, după părerea mea, cel mai frumos și cel mai bun film ortodox românesc. Se numește Dimineața care nu se va sfârși. E vorba de o fată care a trăit în străinătate, în desfriu, o fată care lucra ca și prostituată pentru ambasadorul unei țări și câștiga bani acel ambasador după ea și n-a mai putut să vină acasă. Cine are puterea politică are și controlul la toate astea. Ei, iată că fata aceea la un moment dat simțea nevoia să-și curețe sufletul. Simțea nevoia că vrea să vorbească cu un preot și îl caută pe un preot și stă cu el de vorbă. Și era și bolnav, avea sida. La un moment dat fata era pe patul morții. Și își găsește totuși această liniște lăuntrică după care tângea de atâtea ani și se întoarce la Dumnezeu. E un film foarte frumos, vă recomand cine poate să îl vadă, pentru că se adaptează foarte bine la viața noastră de astăzi, la modul nostru în care trăim noi în zilele noastre. Și fiecare dintre noi, cum am spus înainte, avem acest gol la un moment dat în viață. Și acest gol, să știți că nu-l putem umple cu înșelăciuni. Au fost care au mers la yoga, au fost care au mers la nu știu câte reiki, prananadi, tot felul de zăpăceli din astea, au fost care au mers la protestantism și la câte și câte, la budism și hinduism, dar până la urmă au sfârșit, dacă au fost sinceri în căutările lor, au sfârșit în ortodoxie. Alții sunt încă o viață întreagă în căutări. Fiecare își caută ceva pentru sufletul lui. Vedem în America tot mai mult convertiți către ortodoxie. Părintele Calciu Dumitreasa, pe care poate mulți îl cunoașteți, povestea despre convertirile americanilor care au trecut în căutările lor sufletești prin budism, hinduism, prin protestantism, prin toate astea și căutând, cercetând rădăcinile creștinismului au ajuns la ortodoxie, la Sfinții Părinți și la Sfinții Apostoli din primele veacuri creștine, la învățăturile lor care le dădeau viață, care le umpleau acel gol interior. Ei, aceasta ne ajută pe noi, pe fiecare dintre noi, să ne apropiem de Dumnezeu. Acest gol interior să-l umplem cu ceva sănătos, că dacă îl umplem cu ceva trecător, care nu ne este cu totul de folos, ne e folos doar de moment, dar nu zidește, nu întărește, nu hrănește sufletul, ci doar ca și un algolcalmin, la o măseat, mă doare capul, mă doare măsea, o iau algolcalmin, nu se vindecă, doar îmi încetinește durerea pe moment, dar boala rămâne în continuare, infecția rămâne mai departe și lucrează. La fel este și cu viața și cu sufletul omului. Cu toții dintre noi am trăit probabil aceste momente. Dacă noi am trăit, sigur le vom trăi. Important este că atunci când dăm de aceste momente să știm ce avem de făcut, să știm ce urmăm, să știm cum ne raportăm viața noastră față de semenii noștri și în primul rând față de Dumnezeu. Dacă ne lăsăm influențați în continuare de ce ne oferă lumea, vom pierde. Ne vom pierde și sufletul și ne vom pierde și liniștea noastră aici pe pământ. De aceea Hristos ne spune așa: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Care e lumea biruită Hristos? Cu sabia? Nu. Nici cu sabia, nici cu tunul. Putea să facă cu tremur în toată lumea asta, să omoare toată lumea asta. Nu. Că nu asta este scopul, nu pentru asta a făcut Dumnezeu lumea. Dumnezeu a făcut lumea pentru ca oamenii să se mântuiască și să completeze ceata îngerilor căzuți. Dumnezeu vrea ca noi să ne mântuim, dar nici noi nu ne mântuim pe gratis. Nici noi nu ne putem mântui pentru că, așa că dacă Dumnezeu vrea să ne mântuiască, atunci eu văd și în fapt toate prostiile, văd de bat joc de viața mea și Dumnezeu nu are decât să mă mântuiască. Nu merge nici așa, asta este o altă rătăcire. Ci aceste necazuri pe care le vom avea și despre care spune Hristos și pe care le-a avut și El, le avem pentru mântuirea sufletului nostru. Aceste necazuri pe care le vom avea în lume și despre care Hristos spune că le vom avea și trebuie să le biruim, sunt datorită viciilor noastre. Pentru că eu de ce mă necăjesc? Pentru că nu am bani cât îmi trebuie. Eu de ce mă necăjesc? Pentru că n-am reușit să fac nu știu ce prostie, că n-am reușit să mă fiu mai presus ca altul, că n-am reușit să-mi hrănesc mândria și patimile și prostia din capul meu. Și atunci nu am noaptea somn, mă gândesc cum să fac bani să-l înșel pe ăla, mă gândesc noaptea cum să fac toate tâmpenile ca să îl incriminez pe unul, să mă ridic eu deasupra lui și uite așa că omul nu mai are liniște. Dar
Astea sunt neliniștele care ne le facem noi cu mânuța noastră. Neliniștele care vin de la lume sunt cu totul altceva. Neliniștele care vin de la lume sunt acele neliniști care ne poate chinui, dar nu ne poate stăpâni. Aici este marea diferență. Una este să fii posedat, stăpânit de o neliniște și alta este să te chine din exterior, să te năcăjească, să te supere, dar tu să rămâi cu trăirea ta lăuntrică cu Hristos în continuare până la sfârșitul vieții. Și vă recomand, citiți Viețile Sfinților. Să vedeți cum au trăit sfinții, cum au murit sfinții cu zâmbetul pe buze, cum au murit sfinții și închisorile comuniste au fost în vremea noastră, nu putem, care i-am prins și noi, mulți dintre noi i-am prins pe acești oameni care au trăit în închisoare și s-au dus la anchetă cu zâmbetul pe buze. De ce? Pentru că știau că Hristos e cu ei, au rămas cu Hristos în inima lor. Îi băteau, îi torturau și toate aceste dureri trupești nu aveau nicio urmă în viața lor. Ei au rămas cu Hristos înainte. Bineînțeles, acum la felul în care trăim în viața de zi cu zi nu se mai întâmplă asta. Nu ne bate nimeni, nu ne torturează nimeni. Războiul de astăzi este un război psihologic. Te critică, te ia în derâdere, te bajocorește, te umilește pentru principiile creștine. Noi n-avem decât să răbdăm aceste umiliri, bajocorii, să ducem acest război psihologic și cu siguranță fiecare dintre noi vom avea o cunună de la Dumnezeu pentru treaba asta. Și această cunună în ce constă? Bineînțeles, nu o cunună pe cap, așa cum vedem probabil în filme. Ci această cunună constă în cununarea noastră duhovnicească cu cununa lui Hristos, care este viața lăuntrică cu Hristos, o viață care îți dă o pace, o liniște lăuntrică și uite, așa îți dă o bucurie în viață, o familie frumoasă, îți dă o viață mai frumoasă care să poți să treci prin toate tulburările lumii de astăzi, liniștit și împăcat cu tine însuți. Și dacă reușim așa, îl avem pe Hristos în noi. Suntem ca și acel vameș care s-a căit și s-a îndreptat și a venit la Dumnezeu. Dacă nu avem această liniște lăuntrică, chiar dacă respectăm la tipic, la șabloane, toate tipicurile noastre bisericești, nu am făcut nimic pentru că ne chinuim pe noi înșine. Deși nu, acum să nu se înțeleagă că sunt împotriva acestor tipicuri bisericești. Ele au rolul lor, că te ajută să te menții într-o stare de echilibru, un canon, o rânduială duhovnicească. Acestea te ajută. Dar împreună cu ele trebuie să fie și comuniunea cu Hristos. Că dacă le facem doar așa, fără comuniunea în Hristos, le facem degeaba. Eu sper că fiecare a înțeles ceea ce am vrut să spun. Fiecare dintre noi am înțeles acest mesaj al Evangheliei de astăzi. Și fiecare dintre noi suntem liberi să decidem cui să îl luăm ca exemplu. Eu sper că să nu fim nici acel vameș care să fie nevoie să ne căim pentru păcate foarte grele, să încercăm să ne le stăpânim din timp, dar cu atât mai mult să fim nici acel fariseu care încearcă cumva să se laude în fața lui Dumnezeu cu faptele sale politic corect. Dumnezeu să primească rugăciunile de astăzi. Amin.